Bună dimineața, biserică! Psalmistul ne îndeamnă și spune: lăudați-L pe Domnul, îi voi mulțumi Domnului din toată inima mea, în adunarea celor drepți și în comunitate. Mari sunt lucrările Domnului, ele sunt cercetate de toți cei ce găsesc plăcere în ele. Dragilor, nu trăim în niște vremuri tulburi, ci trăim în niște vremuri de har, în care încă mai putem să strigăm numele Domnului. De aceea lăudați-L pe Domnul, mulțumiți Domnului, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim în mijlocul templului Tău. Așa cum este numele Tău, tot astfel și lauda Ta ajunge până la marginile lumii. Dreapta Ta este plină de dreptate. De aceea am auzit în cer ceva, ca un glas puternic al unei mari mulțimi, zicând, și haideți să ne ridicăm în picioare și să spunem împreună: Aleluia! Mântuirea, gloria și puterea sunt ale Dumnezeului nostru, așa că haideți să dăm laudă lui Dumnezeu prin prima cântare. Eu cântase aleluia, iar dușmanii se vor risipi. Eu cântase aleluia, și necredința va pieri. Eu cântase, eu cântase aleluia, prin cântecați eu voi lupta. Eu cântase aleluia, tot cerul e de partea mea. Și împreună eu voi cânta, orice ar veni, furtuna va trece, cu tine mereu voi fi. În loc de cenușă, speranță Tu ești, moartea învinsă, în veci Tu domnești. Eu cântase aleluia, cu tot ce sunt eu te slăvesc. Eu cântase aleluia, norii grei se risipesc. Eu cântase aleluia, noștri ștrece Tu mă ții. Slavă Ție, Doamne! Eu cântase aleluia, și orice frică va pieri. Eu voi cânta, orice ar veni, furtuna va trece, cu tine mereu voi fi. În loc de cenușă, speranță Tu ești, moartea e învinsă, în veci Tu domnești. Se aude până la cer. Cântă și mai tare, 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 și împreună cântă și mai tare. Mai tare, și necredința va pieri.
viață Tu ești. Moartea e învinsă, în veci Tu domnești. Uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii și mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată.
Doamne, Tu ești Domn, Tu numeri zilele peregrinării mele, adună-mi lacrimile în burduful Tău, să nu fie ele oare în cartea Ta, dușmanii mei vor fugi când voi striga. Știu un lucru, că Dumnezeu este de partea mea, în Dumnezeu al cărui cuvânt îl aud, în Domnul, al cărui cuvânt îl laud, în Dumnezeu mă încred și nu mă tem. Ce poate să-mi facă un om? Dumnezeule, sunt legat de Tine prin jurăminte. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai salvat sufletul de la moarte și picioarele de cădere, ca să pot umbla înaintea lui Dumnezeu, în lumina vieții. Amin. Am avea în această dimineață trei motive de rugăciune pe care mi le-a pus pe inimă Dumnezeu pentru această duminică, și anume pacea Ierusalimului și protecția fraților noștri în Hristos, ca Dumnezeu să aducă pace. Să aducă pace în inimile lor, în sufletele lor, protecție peste ei, și Dumnezeu să le vorbească lor și nouă prin această încercare. Mai apoi să ne rugăm pentru curaj și încredere în Dumnezeu în aceste zile și în aceste vremuri în care trăim. Să nu avem frică, Dumnezeu să pună curaj în inimile noastre și îmbărbătare. Și nu în ultimul rând,
să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să sensibilizeze urechea noastră la auzirea vocii Duhului Sfânt. Fără acest ajutor pe care Dumnezeu ni l-a dat aici pe pământ, nu putem să facem față lucrurilor care ne vin zi de zi. Așa că haideți așa cum stăm, în unitate, să ne rugăm pentru aceste trei lucruri. Pentru acest curaj, această încredere pentru care ne-am rugat acum, Dumnezeu ne lasă în Efeseni 6 armătura Lui cu care ne putem îmbrăca și care ne ajută să înfruntăm aceste lucruri. De aceea spune, luați toată armătura Lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și haideți, în timp ce citim aceste versete împreună și declarăm, printr-un act de credință, chiar să îmbrăcăm această armătură a lui Dumnezeu. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Amin. Următoarea piesă este o piesă nouă care vorbește despre încrederea noastră în Hristos, prin dorința noastră de a ne încrede mai mult în El. Renunțând la orice vis al meu, la picioare ți-l pun, Domnul meu. Niciun moment al meu de rătăcire nu te-a schimbat, la fel mă vei privi.
Mărturisesc că am vrut singur să lupt. Am obosit odihnă în tine caut. Măreț răspunic, rege neînfricat, prin orice aș trece ești de partea mea. Când morții nu se mută, ajută-mă să iub. Când mare am să în față, ajută-mă să umflut. Când tu nu-mi dai răspunsul, ce rugă ți-am cerut. Eu mă cred, eu mă cred, eu mă cred în tine. E adevărat, tu știi ce va veni. Următoarele momente să vă gândiți la un sezon din viața voastră în care vă aduceți aminte cum inima v-a fost frântă și grea, dar Dumnezeu în acel moment, în acea situație a lucrat și va face din nou și din nou. El își ține promisiunea. Un sezon specific la care să vă gândiți și să cântăm împreună această cântare. Zidul din fața mea, oare când va cădea? Știu că tu nu mă vei lăsa. Schimbarea e în mâna ta, victoria e a ta. Știu că tu nu mă vei lăsa. În tot ce ai promis, ești veșnic credincios, credincios. Haideți să cântăm. În mâna ta stau, am toată.
Iisus, îmi ești ajuns. Ține-mă aproape strâns și inima mea cânta din nou. Îți cânt din nou, Iisus, în tot ce ai promis, ești veșnic. Da, Tu nu mă vei lăsa, Doamne, fiindcă ești Domnul meu și în Tine mi-am pus toată încrederea. Ce minunat, Domn, avem, amin. Haideți să spunem, Maranata, Domnul nostru vine în curând, amin. Puteți ocupa locurile. Credeți-mă, în inima mea simt multe sentimente momentan. Unul dintre ele este sentimentul de încurajare, fiindcă Dumnezeu ne încurajează în aceste vremuri prin care trăim. Da, cum spunea și Petra,
nu trăim neapărat o vreme de criză, ci trăim o vreme de har, în care Dumnezeu, prin cuvântul Lui, își face împlinirea și își aduce împlinirea. Știu că în vremuri de război, cu toate că nu le-am trăit în forma să fiu acolo, chiar dacă la Revoluție în 1990 am auzit cum s-a tras în Timișoara și am fost la timpul acela de Revoluție. Dar înțeleg ce înseamnă să-ți fie frică. Numai că Dumnezeu spune, hei, nu vă fie frică, spune Domnul Iisus, de cei care pot ucide trupul. Nu vă fie frică de ei, ci să vă fie mai degrabă frică de Dumnezeu, care poate să și ucidă trupul și poate să arunce și trupurile în ghienă, sufletele în ghienă, adică în iad. Deci teama de oameni n-ar trebui, dragilor, să fie în gurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul acesta de închinare și vreau să vă fac doar câteva anunțuri. Doresc să le fac, fiindcă Biserica Domnului este vie. Mă bucur că biserica crește. Și unul dintre primele lucruri, vreau să vă spun un bun venit, poate celor care sunteți pentru prima dată. Știu că în vremuri de criză sunt mulți care spun, hei, caut rapid un refugiu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta, că în vremurile din urmă se vor întoarce oamenii și îl vor căuta pe Dumnezeu. Vă salut pe toți. Dacă este cineva pentru prima dată la Betel, aș dori să-l invit să se ridice. Este oare în dimineața aceasta cineva? Ca să te putem vedea. Aici sunt două persoane. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea credință, speranță și în special bucuria că El este și în viața voastră activ și că cuvântul Lui este da și amin și se împlinește. Bun, pentru cei care folosiți aceste cartonașe, vreau să vi le pun în continuare pe inimă, fiindcă ele sunt modul de a strânge informații pentru ce să ne rugăm ca biserică. Vedeți că folosim timpul acesta activ de închinare, în care biserica se închină duminică de duminică, dar miercurea folosim un timp special în care ne rugăm pentru sufletele oamenilor care sunt în jurul nostru, dar și pentru probleme, pentru probleme de sănătate. Și mulțumesc lui Dumnezeu că se îndură și că ne răspunde. Cuvântul Lui este da și amin și El este credincios. Dacă aveți un motiv special pentru care doriți să ne rugăm miercuri, notați-l aici. Sau poate dacă sunteți de prima dată sau veniți din când în când și aveți nevoie să zici, măi, vreau să fac și o parte la grupele de casă, notați aici și vom găsi un grup în care să puteți face parte și voi. Și apropo, grupe. Grupele sunt ceva extraordinar. Unii tânjesc și doresc să meargă acolo și alții zic, ui, dar iară grup de casă. Ne rugăm pentru liderii de acolo, fiindcă nu le este ușor, dar ne rugăm activ ca biserică să spunem, hei, ăsta este modul în care pot să interacționez și să meditez împreună cu frații și surorile mele la ce am înțeles sau poate chiar n-am înțeles din mesajul de duminică. De aceea folosiți prilejul acesta în care Dumnezeu vă cheamă și ne cheamă să fim celule împreună care studiem cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai asta. Voi știți că deseori la grupele de casă ne întrecem care face o mâncare mai bună și ne bucurăm și împărtășia aceasta. Dar contează să le menținem și să ne rugăm unii pentru alții în continuare. Mai apoi, suntem recunoscători că Dumnezeu este activ și ne arată lucrurile acestea nu numai prin minunile care se întâmplă în afară. Să știți că ce se întâmplă momentan în poporul Israel este o minune vizibilă, fiindcă Dumnezeu ne arată cuvântul Său care El a scris că se împlinește. Și chiar dacă este ciudat și noi n-am trăit vremuri critice, dar vedem cum, așa cum ne scrie Biblia de alte situații prin care a trecut poporul Israel, asta le vedem și acum. Dar Dumnezeu face și în mijlocul nostru mari minuni. Noi nu venim la Dumnezeu pentru minuni, că e ceva fascinant, ci venim fiindcă credem că în El este viața. De aceea avem bucuria, onoarea să avem un botez anul acesta, mai bine zis pe 3 decembrie, când va fi frig afară, sperăm să avem aici apă caldă și să putem descoperi scena aceasta și să folosim apa aceea ca un timp în care oamenii se spună m-am hotărât să-L urmez pe Domnul până la capăt. Până atunci vom avea cursul de cateheză,
Și el este încă deschis, să știți, pentru cei care doriți să-L urmați pe Domnul în apa botezului. Poate aveți copii între voi care au întrebări și spuneți, hei, uite, copilul meu vrea să se hotărească pentru Domnul. Cursurile de cateheză sunt de obicei sâmbătă, de la ora 4, ca să știți, pentru cei care n-ați fost încă și ați dori. El se termină odată cu botezul sau înainte de înainte de botez. Și mai apoi, după botez, la o săptămână va fi curs de membralitate. De ce spun asta? Fiindcă sunt unii dintre voi care sunteți botezați. Dar iubiți Biserica Betel, veniți aici, vă întăriți și spuneți, poate vreți să cunoașteți mai mult despre ea. Nu neapărat că automat deveniți membri, dar poate doriți membralitatea, să fiți partea trupului din Schwabach. Și dacă nu doriți și vreți să aflați mai multe despre Biserica Betel, veniți la cursul de membralitate, el va fi în 10 decembrie. Sunt câteva cursuri care mai urmează și mulțumesc lui Flaviu și mulțumesc colegilor mei și tuturor care se implică în aceasta, pentru tineri, pentru familii căsătorite, și cursurile acestea vrem să le avem de obicei duminică după masă. Așa că duminica asta de la ora 18 se întâlnesc tinerii, ok? Tinerii necăsătoriți, băieții care vor să afle mai mult despre ce vrea Domnul din viața lor, cum să se pregătească pentru o relație cu Domnul, dar și pentru o familie. La fel pentru cei care sunt căsătoriți, duminica viitoare, în 5 noiembrie, va fi cursul pentru tinerele familii și vreau să vă invit, dacă poate nu v-ați hotărât încă și aveți probleme în familie sau poate n-aveți probleme în familie și vă treziți dintr-o dată față în față cu niște provocări și aveți impresia că la voi în familie este ce este în Israel. Veniți, deschideți-vă inimile, găsiți oameni care și ei trec prin probleme, dar care Dumnezeu îi ajută sau i-a ajutat deja și putem învăța cu toții unii de la ceilalți. Mai apoi, vreau să anunț pentru seara de Revelion, sunt tineri care s-au hotărât să petreacă Revelionul anul acesta la Schwabach, să nu plece în România, să nu plece în altă parte, dacă ești tânăr, până la cât, David, 99 de ani? Ok, vă puteți astăzi să scrie Ausnahmsweise nu la Gina, ci la Naomi, care este astăzi la InfoPoint, și mai fac un anunț pentru înscrieri și pentru anunțuri. Inițial ne gândeam dacă să mai facem și anul care vine, conferința bisericii, numai să știți că au fost suflete care au fost atinse, care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul în apa botezului, anul acesta la conferință, și nu numai asta, dar mulți au simțit prezența lui Dumnezeu, și alții au simțit poate și chemarea să slujească în timpul acestei conferințe. De aceea, pentru toată biserica, vreau să vă anunț că vrem să avem o conferință anul viitor, de data asta nu mai la Caprun, ci în Steinach am Brenner. E o locație foarte faină, noi am fost primul an când ei au construit-o prin 2005, dacă nu mă înșel, sau 2004, și acum între timp au renovat-o din nou, arată foarte bine, prețurile sunt puțin mai mari ca la Caprun, dar cred că fiecare dintre noi ne vom putea permite. Este un timp foarte fain, am rezervat 140 de locuri deocamdată, camere de diferite naturi. De aceea gândiți-vă, dacă vreți să faceți bine sufletului vostru, dacă vreți să avem părtășie, conferința va fi anul viitor în perioada de Rusalii, când vor fi vacanțele de Rusalii, din 30 mai până în 2 iunie. Prețurile le aveți aici, copiii până la 3 ani și 11 luni și 30 de zile nu plătesc nimic. Mai apoi tinerii care trec de 4 ani până la 16 ani au preț redus și după aia sunt 3 categorii de prețuri. Asta înseamnă dacă vreți o cameră dublă, sunteți doar cu soția, e la 270. Cameră unde sunteți voi cu familia, adică cu copiii, costă 230 de persoană, asta înseamnă 4 zile sau 3 nopți cu halbpension, Frühstück und Abendessen. Și adulții, dacă este cineva care are nevoie doar el de o cameră, sunt evident mai scumpe. Astea sunt prețurile cele mai joase care le-am putut stabili cu cei de acolo. Dar credem că va fi foarte fain. Așa cum dăm bani în altă parte, eu cred că putem, pentru sufletul nostru, pentru părtășia noastră, să facem lucrul acesta. Înscrieți-vă pentru participare de astăzi, începem înscrierile, cei care vreți să plătiți, puteți să plătiți.
Va fi și opțiunea dacă cineva vrea să plătească din două rate, adică să plătești odată și înainte de conferință încă una, va fi și posibilitatea aceasta. Ok, astea fiind spuse, mai avem un punct la anunțuri care poate nu este foarte fericit pentru mine, pentru noi, fiindcă biserica, având departamente și lideri și slujitori foarte faini, unul dintre liderii de departamente se va muta în România. Și aceasta este Simona. Și aș dori să o chem pe Simona în față și să-i mulțumesc în numele prezbiterilor, în numele bisericii, pentru lucrarea care au făcut-o. Vreau să-l invit și pe Flaviu și vrem ca să avem o rugăciune pentru tine, dragă Simona. Îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o, mulțumim că ai lăsat urmași, mulțumim că ai pus-o în așa fel încât ea să funcționeze în continuare și îți dorim în toată capacitatea și darurile care Dumnezeu ți le-a dat să le poți folosi în continuare unde mergi. Și lasă-ne să ne rugăm. Flaviu, poate vrei să spui ceva sau să te rogi direct? Haideți să ne ridicăm în picioare și nu doar că e un moment solemn, e un moment în care încredințăm o soră, un slujitor în brațul Domnului. Simona face parte din Biserica lui Dumnezeu. Va muta doar domiciliul, de ea rămâne a noastră. Pentru totdeauna. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim pentru timpul binecuvântat în care ai binecuvântat Biserica Betel prin Simona, prin darurile pe care le-ai pus în ea. Îți mulțumim pentru modul în care ai format caracterul ei. Îți mulțumim pentru că am fost beneficiarii acestei maturizări, acestei lucrări. Îți mulțumim pentru departamentul de consiliere. Te rugăm să binecuvintezi conduita Simonei pe mai departe. Să o binecuvintezi cu un context în care darurile ei sunt puse în negoț, în care ea se dezvoltă mai departe. Doamne, dă-i frați de încredere. Dă-i mentori de încredere. Doamne, ajută-o să se integreze într-o biserică sănătoasă. Te rugăm să o păzești în drumul spre România. Doamne, te rugăm ca să-i poți de grijă pe mai departe. Dă-i mai mult decât pâinea cea de toate zilele. Du-o la ape de odihnă. Doamne, te rog să o binecuvintezi cu rod cules. Știm că semănatul este cu lacrimi, dar și culesul este cu bucurie. Îți mulțumim pentru Simona și te rugăm să o binecuvintezi în toată viața ei. O încredințăm în mâinile Tale și te rugăm, o Doamne, ca să binecuvintezi toată lucrarea ei. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Simona, ca și biserică, vrem să-Ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi. Amin. Va rămâne a noastră și suntem convinși că ori de câte ori ți se va face dor, nu o să rămâi acasă, plângi pe ascuns, ci o să vii aici. Te așteptăm cu drag. Fii binecuvântată. Vă rog să luați locul. Mulțumim, Simona. Mai un singur lucru pe care doresc să vi-l pun pe inimă. Haideți să ne chinăm Domnului cu ce avem din darurile care Dumnezeu ni le-a dat, timp în care să pregătim inimile noastre, să ne rugăm pentru Flaviu, poate l-ați auzit, este puțin răgușit, dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea putere. Amin.
acestui capitol decât ceea ce ne relatează evanghelistul Luca, citând o profeție a Domnului Iisus, care spunea, vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Este o confirmare a faptului că Dumnezeu încă are îndurare față de noi, pentru că noi suntem din numărul neamurilor. Însă, în același timp, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Este contextul în care lumea se clatină, în care Dumnezeu trimite un mesaj și îmi doresc ca să fim sensibili, să putem recepționa acest mesaj al lui Dumnezeu. Așa se întâmpla odinioară în Babilon. În Babilon, unde Daniel împreună cu ceilalți înțelepți este dus, este ținut captiv o vreme, după care Dumnezeu îl înalță și îl ajută să-și împlinească chemarea de a fi o influență, o influență printre neamuri. Oare nu este aceeași chemare și pentru noi? Noi, cei care odinioară, nu aveam drept de cetățenie în Israel. Iată-ne astăzi, urmași ai unui ideal și a unei porunci, o poruncă pe care Domnul Iisus ne-o cere. Și am învățat data trecută câteva principii pe care aș vrea să le repet. Amintiți-vă că liderii care sunt sensibili la mesajul lui Dumnezeu vor fi sensibili la marile interese ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o persoană care este sensibilă la mesajul lui Dumnezeu nu-și caută mizele proprii. Daniel nu și-a căutat interesul lui personal și veți vedea din textul pe care îl citim astăzi, capitolul 2, prima profeție grea sau, dacă vrei, istoria lumii cumprimată, prezent și viitor din timpul robiei babiloniene, comprimată într-o imagine metaforică, cu un mesaj foarte optimist. Și liderii adevărați și oamenii care doresc să crească vor înțelege că viziunea și chemarea lui Dumnezeu sunt aspecte care sunt deosebit de importante și nu pot fi lăsate deoparte. Nu sunt opționale. Am învățat că liderii încep să crească de la aspectele mici. Și nu poți să te consideri un credincios dacă lași acest aspect al influenței deoparte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cere să avem influență. Și asta înseamnă intenționalitate în manifestarea noastră. Mergem mai departe și avem un proiect pe care vreau să-l luăm în serios. Mergem la oamenii de lângă noi și le vestim marea veste a Evangheliei, mesajul lui Dumnezeu. Când lumea se clatină, oamenii au nevoie de adevărul care poate elibera, care ordonează prioritățile. Și asta înseamnă să înțelegi viziunea. Viziunea lui Dumnezeu îți selectează anturajul, prioritățile, obiceiurile și planurile. Viziunea lui Dumnezeu face și o selecție între cine este un lider adevărat și cine nu. Există doar două părți în istorie. Partea care pierde și partea care rămâne. De aceea, fii atent. Îți voi repeta câteva lucruri pe care le-am discutat data trecută. Sensibilitatea la imaginea lui Dumnezeu în istorie. Uită-te în istoria vieții tale și uită-te în istoria poporului Israel. De ce vorbim atâta de Israel? De ce să vorbim astăzi de Israel și despre viitor? Pentru că cartea asta, Biblia, este în mare parte despre istoria binecuvântării lui Dumnezeu printre neamuri începută prin poporul Israel. Și dacă te uiți atent la modul în care Dumnezeu își amplasează țagările ceasului lui și le pune exact la Ierusalim și spune cât e ceasul în istorie. Sensibilitatea la imaginea lui Dumnezeu în istorie ne ajută să înțelegem mesajul lui despre viitor. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la El. Și la început această chemare a făcut-o prin Israel, apoi prin urmașii lui Hristos. Nu uitați că Dumnezeu a pregătit acest popor, Israelul, în care s-a întrupat Domnul Iisus. Și de aceea, nu știu dacă noi am recunoscut-o până acum într-un mod oficial, dar dacă Dumnezeu a iubit poporul Israel, îl iubim și noi. Amin? Și în dimineața aceasta,
cred că nu este exagerat dacă vorbesc în numele bisericii și a conducerii bisericii. Noi suntem de partea Israelului. Amin? Și suntem și de partea acelor copii și acelor oameni nevinovați și fraților noștri din fâșia Gaza. Ne vom ruga pentru ei, că Dumnezeu să aducă pacea. Chiar dacă în jurul nostru lucrurile se clatină, Dumnezeu are o chemare pentru noi toți. Amin? Și nu contează numele pe care cei din jurul tău ți-l dau. Dumnezeu are un nume nou pentru tine și acela este de urmașa lui Iisus. Am învățat data trecută că Dumnezeu îngăduie situații lipsite de confort în viața noastră cu un scop. Și în aceste situații ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și cum ajungi la ea? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbe 9:10, confirmat în viața lui Daniel. Acționând pe baza rațiunii a suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu este deasupra și știm că de El trebuie să ne temem. Și prin răspunsul nostru la încercare, împlinim sau nu planul lui Dumnezeu, fii atent cum reacționezi atunci când lucrurile în jurul tău se clatină. Ce trebuie să faci? Unul din adevărurile pe care l-am înțeles și trebuie să ni-l asumăm, pe care l-am aprofundat data trecută, este că Dumnezeu ne ajută să trecem victorioși prin încercări, nu pe lângă încercări, prin încercări. Amin. Și astăzi doresc ca să pătrund în ceea ce îmi comunică capitolul 2. Unde se întâmplă acțiunea aceasta? Ei bine, se întâmplă exact acolo, în Babilon. Un oraș, metropolă, un capitol scris cu aproximativ 2633 de ani înaintea vremurilor noastre. Un oraș care era imposibil de trecut. Babilon înseamnă poarta zeilor. Acolo, odinioară, Nimrod își dorea ca să ridice un nume, numele umanității, independent de Dumnezeu. Culmea, aceleași lucruri l-au bântuit și pe Nebucadnețar. Dar știți ce făcea diferit Babilonul de celelalte mari imperii care au existat? Nebucadnețar a visat o națiune globală. Oameni din toate limbile. N-a visat, vom robi și vom distruge specificitatea etnică a fiecărui popor, ci toți oamenii vor face parte dintr-o națiune. Visul lui Nebucadnețar a fost de a cuceri lumea. Același vis l-au avut persanii, același vis l-a avut Alexandru Macedon. Același vis l-au avut romanii. Același vis există și astăzi. Organizația Națiunilor Unite este un exemplu și o confirmare a faptului că oamenii tind înspre o comunitate globală. În schimb, Dumnezeu ne spune că și El are intenția asta. Oameni din toate neamurile, din toate limbile, dar adunați într-o împărăție veșnică care nu se schimbă. Și doar împărăția lui Dumnezeu rămâne cea veșnică. Vreau să mă uit un pic la structura și încadrarea textului, pentru că și această încadrare ne vorbește despre felul în care cartea aceasta este scrisă și un mesaj al cărții. Acesta era Babilonul, urmat mai târziu de Imperiul Persan, care se extinde și cucerește și Egiptul. După Imperiul Persan a venit Grecia, care a ajuns aproape de India. Grecia n-a fost veșnică nici ea. Hai să ne uităm puțin la structura cărții. În primul rând, cartea debutează cu, după ce am văzut provocarea din primul capitol, avem primul vis, prima viziune. Cartea asta e plină de viziuni profetice. Visul dat lui Nebucadnețar despre patru împărății care se succed. Pe urmă, Dumnezeu îl eliberează pe Daniel și pe prietenii lui Daniel din cuptorul de foc. Urmează judecata lui Nebucadnețar. Vă aduceți aminte, Nebucadnețar ajunge să-și piardă și cunoștința. Probabil că unii medici spun că acel sindrom de care sufera Nebucadnețar se cheamă licantropie. Mănâncă iarbă, își pierde rațiunea, Dumnezeu îl judecă și își recapătă împărăția abia când recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Culmea,
fiul său, Belșațar, uită și ignoră toate încercările pe care tatăl său le-a avut de înfruntat. Are și el parte de o judecată, dar judecata în cazul lui Belșațar se termină cu o condamnare. Pe urmă, Dumnezeu le eliberează pe Daniel din groapa cu lei. De aceea avem și simbolul la cartea Daniel cu leul. Dar nu pentru că a fost în groapa cu lei, ci pentru că Daniel este din seminția lui Iuda. Iuda este un leu, spune Iacov, când profețește destinul fiecărei seminții. Apoi, tot din Iuda se ridică Domnul Iisus numit leu din Iuda. Daniel, pentru că este din seminția lui Iuda. Seminția lui Iuda face parte din genealogia Domnului Iisus. În cele din urmă, capitolul 7 este de fapt prezentarea condensată a părții a doua a cărții Daniel. Este visul dat lui Daniel. Este exact același vis pe care îl are Nebucadnețar. Ce văd la cartea asta? Totul este în oglindă. Visul lui Nebucadnețar, capitolul 2, în oglindă cu capitolul 7. O eliberare din capitolul 3, în oglindă cu o eliberare din capitolul 6. Iar în mijloc, aici, judecata. Daniel înseamnă și Dumnezeu este cel care mă judecă. Judecata este o linie roșie în cartea lui Daniel. Primele părți a acestei cărți reprezintă partea prin care putem interpreta profețiile din partea a doua. E grila hermeneutică, suportul hermeneutic. În această parte, Dumnezeu este lăudat de oameni. Se întâmplă niște minuni care se încheie fiecare episod cu o laudă pe care oamenii o aduc lui Dumnezeu. Problema este că în partea a doua, Dumnezeu nu mai este lăudat de oameni. Hai să ne uităm un pic și la textul din capitolul 2, pe care urmează să-l citim. Are și el o structură tot în oglindă. Acesta este papirusul care conține cartea Daniel din manuscrisul Septuaginta, 300 de ani înainte de Hristos, limba greacă. S-a crezut multă vreme că această carte este un act falsificat, o scriere contrafăcută în secolul 1 înainte de Hristos. Dar pentru că există mărturii arheologice și papirusuri, iată, acesta este unul dintre ele, au confirmat că această carte a fost scrisă cu cel puțin 500 de ani înainte de Hristos. Cartea este scrisă probabil că în anul al doilea a domniei lui Cir, așa cum ultimul verset din capitolul 1 se încheie, acolo este finalul cărții. Ce putem să vedem? Acest capitol are o introducere. Regele și curtenii săi neînțelepți sunt prezentați din versetul 2 până în versetul 12. O întâlnire dintre Daniel și Arioch. Daniel și prietenii săi se roagă lui Dumnezeu. Ăsta este miezul episodului. Pe urmă, Daniel se întâlnește din nou cu Arioch. Regele și Daniel, spre deosebire de cealaltă parte în care regele se întâlnește cu curtenii și înțelepții care nu pot desluși visul, și în cele din urmă, împăratul Nebucadnețar primește semnificația visului, interpretarea, și Dumnezeu face minunea aceasta a lucrului pe care nimeni nu putea să îl ofere. Haideți să deschidem la Daniel capitolul 2 și vom citi acest text. În al doilea an a domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și a pierit somnul. De obicei, când se întâmplă ceva important în viața ta, simți că există o tulburare, o luptă. De altfel, Daniel când are viziunea aceea din capitolul 7 și viziunea din capitolul 10, suferă de o tulburare într-un fel. Își dă seama de un lucru important. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului.
Împăratul i-a zis, am visat un vis, Duhul mi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldenii au răspuns împăratului în limba aramaică, veșnic să trăiești împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldenilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu veți face cunoscute visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Aici rezultă, dacă coroborezi acest pasaj cu ultimele capitole din 2 împărați și 2 cronici, vei vedea cruzimea de care era în stare acest împărat. Extrem de irascibil. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. I-au răspuns a doua oară. Să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis, văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul acesta mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceea soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevărul, până se vor schimba vremurile. Aici îți arată în acest pasaj că împăratul a înțeles cam despre ce este vorba. Vremurile se vor schimba. De aceea spuneți în visul ca să știu dacă sunteți în stare să-mi și tâlcuiți. Un test. Haldenii au răspuns împăratului, nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldean. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zeii a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piară pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul, curaj, s-a dus în fața celui care avea sentința să-l execute și pe el. Pentru că integritatea și comunicarea mesajului lui Dumnezeu presupune un preț și presupune curaj. Pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a răspuns lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea, dar după cum ați citit înainte, împăratul nu dădea vreme. Probabil că nici nu l-a băgat în seamă pe Daniel. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Anania, Mișael și Azaria. Hei, vreau să subliniez versetul ăsta. Ce-a făcut Daniel? Ce-a făcut Daniel când vremurile se cutremură și viața lui este în pericol sau sufletul lui are de suferit? Se duce singur? Doar el cu Dumnezeu? Are părtășie proprie, minunată? Se izolează de biserică, pentru că și așa biserica nu-i perfectă. Daniel caută părtășia, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. Deci ce a aplicat Daniel? Regula numărul 1. Am învățat-o la conferință. Regula numărul 1 spune, roagă-te. Ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului, vedeți, Daniel apără cauza înțelepților. Culmea, mai târziu, exact înțelepții ăștia îl dau pe mâna lui Dariu sau urmașilor și vor ca să ia viața. Cei pe care i-a apărat ajung să se întoarcă împotriva ta. Credeți că Daniel nu le-a cunoscut caracterul? Dar a fi creștin înseamnă să ai empatie și față de cei păcătoși. A fi un credincios, pentru că Daniel a fost un credincios înaintea lui Yahweh, este prefigurarea caracterului creștin. A fi credincios înseamnă să ai empatie și să înțelegi planul lui Dumnezeu, chiar și cu privire la neamuri. Daniel a luat cuvântul și a zis, fii atent,
versetul 19. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. După aceea, deci după ce s-au rugat, Daniel așteaptă, primește visul și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Ale lui sunt înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut de cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea Daniel s-a dus la Arioc, căruia poruncise împăratul să piară pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa, nu pierde pe înțelepții Babilonului. Du-mă înaintea împăratului și îi voi da împăratului tâlcuirea. Putea să-i spună, hei, Arioc, tu continuă-ți treaba, dar lasă-mă pe mine în viață, că eu o să-i dau împăratului tâlcuirea. Vezi-ți de treabă pe mai departe, dar mai selectează din ei. Daniel însă îi spune altceva. Pentru Daniel viața lor era importantă, pentru că mari lideri și oamenii maturi spirituali nu au o miză proprie. Se gândește și la alții. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa. Uitați-vă ce minciună spune Arioc. Am găsit întreprinși de război. Înseamnă că l-au căutat pe Daniel. A făcut o muncă de cercetare. Nu. Dumnezeu l-a găsit pe Daniel. Dumnezeu îl motivează pe Daniel. Se duce înaintea lui Nebucadnețar. Probabil că au fost mulți înțelepți care s-au dus înaintea lui Nebucadnețar. Întreprinși de război al lui Iuda. Dar nu mai era unul dintre prinși de război. Daniel era deja în serviciul lui Nebucadnețar, curtean. Absolvise deja colegiul. Deja avuse un interviu cu împăratul Nebucadnețar și era deja angajat acolo. Dar pentru că Arioc era un om disprețuitor, pentru Arioc, exact ca și pentru înțelepții Babilonului de mai târziu, Daniel rămâne doar un prinț de război. De aceea nu uita, s-ar putea ca și tu să ai o etichetă pe fruntea ta pusă de cei din jurul tău și să te doară. Nu contează cum te văd oamenii. E foarte important cum te vede Dumnezeu. Asta e ceea ce contează. Asta face diferența. Am găsit întreprinși de război al lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar. Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratul. Acum, dacă eram eu, mă uit la mine și sincer și mă fac vulnerabil, i-aș fi zis lui Nebucadnețar, da, dar nu mă executa. Stai că spun imediat, stai să vezi ce știu să fac. Daniel, în schimb, spune altceva, dar este în ceruri un Dumnezeu. Mută reflectorul de pe el exact acolo unde trebuie. Și vreau să înveți că textul ăsta este cheie la tema pe care o avem în proiectul nostru ca biserică, care descoperă tainele și le face de cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă, nu în vremurile de mâine, de poimâine, de răspoimâine, ci în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la ceea ce vor veni după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele, ce a făcut de cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și atai că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Sugestia era că era un războinic. Înfricoșător.
Capul chipului acesteia era de aur curat. Pieptul și brațele lui erau de argint, pântecele și coapsele lui erau de aramă. Fluierea picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și a luat și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama și argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul, acum îți voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Dumnezeu este amintit ca Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul stăpânul universului. Așa îl numește și Cirus în cartea lui Ezra și așa se încheie și doi împărați. Cirus îl recunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul cerurilor. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni pe tot pământul, sublinează tot pământul, că asta îți dă o interpretare despre ce este vorba. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, după cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa împărăția aceasta va fi parte tare și parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate lipi cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se și sublinează, eu citesc din traducerea Cornilescu. În altă traducere spune de nicăieri, dar traducerea fidelă textului este din munte, fără ajutorul vreunei mâini care a sfărâmat fierul. Muntele este locul unde, în gândirea antică, omul se întâlnea cu Dumnezeu. Unde omul se întâlnește cu Dumnezeu, unde Dumnezeu se atinge de om. Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria și ceea ce a fost pus în ea a fost de la Duhul Sfânt. O imagine interesantă, o metaforă. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare și miresme. L-a crezut zeu. L-a considerat pe Daniel de origine divină. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Probabil cu ore înainte era și el un condamnat la moarte. Dintr-o dată se schimbă destinul. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Care dintre noi și-ar fi lăsat scaunul de prim-ministru sau de submonar al Babilonului în mâna celor mai buni prieteni? Mă uit la mine și nu știu dacă aș fi făcut-o. Nu vă uitați urât la mine. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Doamne, însoțește cuvântul acesta cu călăuzirea, puterea și autoritatea ta. Vrem să învățăm ceea ce tu ne vrei să ne transmiți din această carte. Pune în inima noastră principiile tale. În numele Domnului Iisus ne-am rugat înaintea ta. Tu cel care schimbi vremurile, înalți și cobori pe împărați
și care ne poți da înțelepciune, înțelegere și profunzime. Amin. Ce observăm? O continuare a unui tipar comportamental pe care l-am văzut și în capitolul 1. Practic aș putea să spun că asta ar putea fi învățătura și din capitolul 2, în care Dumnezeu îngăduie situații lipsite de confort în viața noastră. O situație lipsită de confort pentru înțelepții Babilonului. Nu-i confortabil să știi că Arioc probabil era un tip din ăsta foarte bine făcut, cu o armată de soldați după el, te urmărește și vrea să-ți ia capul. De ce? Doamne, n-am niciun control, ar fi putut să spună Daniel, asupra acestei situații. Dar prin răspunsul nostru la aceste situații, împlinim sau nu planul lui Dumnezeu? Modul în care tu te comporți în situațiile acestea, în care lumea se clatină, determină felul în care tu te raportezi la cine este deasupra. A scăpat lumea de sub control Dumnezeu? Depinde ce crezi tu. Dumnezeu este pe tron, dar felul în care tu te comporți arată ceea ce tu crezi despre El. Dumnezeu este pe tron. Dacă tu crezi asta, asta va determina un comportament specific. Dacă vei crede minciuna diavolului și vei lăsa ca ea să-și facă un lăstar care să crească și să rodească amărăciune, care spune Dumnezeu a asetat lucrurile, acum se odihnește, mult timp eu am crezut în doctrina asta, se cheamă intelligent design. Dumnezeu s-a dus la odihnă, a setat cumva lucrurile, iar eu nu contez. Și l-a lăsat așa. E o minciună. Dumnezeu e în control, Dumnezeu cunoaște viața ta și nivelul de detaliu la care o cunoaște este foarte atent. Numărul firelor de păr din cap. Acum la unii dintre voi de aici nu-i greu să ții evidența. Nu la toți se aplică. Dar ăsta e nivelul de detaliere. Dumnezeu te cunoaște în detaliu microscopic. Și Dumnezeu n-a scăpat de sub control lucrurile. Daniel cere ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Daniel acceptă răspunsul Domnului. S-ar putea să n-accepți. Nu că eu vreau altceva, Doamne. Nu mă trimite acolo sau nu mă pune acolo că eu am alte planuri. Ajută-ne, Doamne, să facem lucrurile pe care Tu le binecuvintezi și ajută-ne să dorim lucrurile pe care Tu le binecuvintezi. O altă învățătură din cartea lui Daniel. Daniel îl laudă și îl proclamă pe Dumnezeu. Ce faci atunci când Dumnezeu își manifestă prezența în viața ta? L-ai văzut pe Dumnezeu, a împlinit ceva în viața ta, s-a manifestat în viața ta și rămân aceste două întrebări pe care le-am adresat în trecut. Cine a aflat de ele? Cui le-ai spus? Daniel îl proclamă pe Dumnezeu. Hei, și Nebucadnețar proclamă pe Dumnezeu. Și ne lasă chiar un psalm la sfârșitul capitolului 4. Se încheie cu psaltire. Dumnezeu ne ajută să trecem victorioși prin încercări. Vedeți? Același tipar pe care l-am văzut în capitolul 1. O încercare simplă, de data asta o încercare complicată. Dacă vei trece de lucrurile simple, vei fi cu Dumnezeu. Nu fără Dumnezeu, cu Dumnezeu vei fi în stare să treci peste lucruri mai complexe. O progresie. În capitolul 1 debutează experiența lui Daniel cu Dumnezeu printr-o situație simplă, aparent. În capitolul 2 e o situație complicată. Și situațiile devin tot mai complicate. Iar Daniel este tot mai matur. Hai să ne uităm puțin la viziunea asta, pentru că trecem prin interpretarea ei, nu ne concentrăm decât asupra învățăturilor practice, dar este foarte interesant ceea ce ne comunică Dumnezeu, este un tipar prefigurativ. Nebucadnețar vede acest chip și câteva părți din acest chip, capul de aur, pieptul de argint și brațele, da? Trunchiul, pântecele și coapsele de aramă, picioarele, fluiere picioarelor de fier și restul părților din picioare, picioarele parte de fier și parte de lut.
Asupra acestei împărțiri și asupra modului în care viziunea asta este transpusă aici, există mai multe variante. Una dintre interpretări este că viziunea asta se referă la ceea ce vine după Nebucadnețar și ea cuprinde vremurile Babilonului până la cucerirea lui Cir. De altfel, Cir se consideră împăratul care domnește peste toate popoarele. Am însă o problemă cu această interpretare. Împărăția lui Cir n-a domnit veșnic. A avut un sfârșit. Însă ceea ce s-a întâmplat în Babilon a fost un tipar prefigurativ a ceea ce a venit după. Profeția asta îmi vorbește despre ceea ce se repetă mai târziu, mult mai detaliat. Pentru că miezul cărții Daniel și miezul Scripturii au un personaj comun, unul singur, care se desprinde, vine pe pământ fără ajutorul unei mâini omenești. Asta înseamnă origine divină. Asta înseamnă că ceea ce vede Daniel și ceea ce vede și Nebucadnețar are origine divină. O altă interpretare pe care eu vă propun este interpretarea istoriei umanității, începând cu Babilon, până în zilele de astăzi. De ce? Ce a avut Babilonul? Ce a avut Persia, ce a avut Grecia, ce a avut Roma, ce are lumea de astăzi, a avut același ideal. O lume întreagă cucerită, însă fără Iahve. Nebucadnețar se pocăiește. Nebucadnețar ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Capul de aur îl reprezintă pe Nebucadnețar. Pieptul reprezintă împărăția care vine de după Babilon. Apropo, dacă ați citit atent cartea Estera, știți că în timpul medopersanilor, argintul era mai valoros decât aurul. O împărăție de argint. Pe urmă, împărăția de bronz, împărăția de aramă. Metalul ăsta de aramă era foarte valoros și în timpul grecilor. Nu era mai valoros decât aurul, dar era un metal folosit. Împărăția de aramă este Imperiul Macedonian. Dumnezeu profețește că împărățiile vremurilor sunt trecătoare. În cele din urmă, Hristos a interacționat și lovește sau are prima interacțiune personală cu Roma și cu ceea ce vine de după Roma. Ce reprezenta Roma? Două piloane, Imperiul de Apus, Imperiul de Răsărit, două picioare. Roma este primul stat care se bazează pe o constituție. Nu este o democrație, este acea constituție care încearcă să separe statul secular de templu. Este pentru prima dată când un stat este condus atât de monarh, care devine dictator, dar și de un parlament. Este pentru prima dată când dreptul constituțional este reglementat. Pentru prima dată când judecătorii au putere. Este prefigurarea a ceea ce noi trăim astăzi. Totul începe acolo, în Roma. Este desigur o interpretare. Dar ceea ce este sigur este că singura împărăție care va umple tot pământul și este veșnică este împărăția lui Iisus Hristos. Și această vedenie îți transmite două categorii de oameni. La un moment dat, chipul ăsta se face ca pleava, iar piatra care îl lovește, crește, este partea câștigătoare a istoriei, este partea lui Dumnezeu. De care parte vreau să fiu? S-ar putea să mă încadrez foarte bine în gândirea seculară. Să fiu un umanist, să am idealuri strict pentru aici și acum, să mă intereseze doar bunul mers al părții umane. E foarte important să știu de care parte sunt. Muntele este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu, de aceea cred că natura acelei pietre este natura divină, îl prefigurează pe Domnul Iisus Hristos, care se întâlnește
cu umanitatea. Vine ziua Domnului, o zi a judecății. Acolo este o profeție despre judecata de apoi. O singură împărăție va domni veșnic. Și aceea este împărăția lui Hristos. Vedenia aceasta este o vedenie nu pesimistă, este o vedenie care spune într-un fel și este o invitație pentru mine și pentru tine și pentru Nebucadnețar de a te plasa de partea bună a istoriei, de partea acelei părți care se desprinde din cer și care crește și care îl va lăuda pe Dumnezeu. Asta este mesajul acestei vedenii. Și vedenia este... este concentrată aici pe viitorul neamurilor în raport cu împărăția lui Hristos. În capitolul 7 este concentrată pe viitorul neamurilor în raport cu poporul Israel, în raport cu biserica lui Hristos și în raport și cu Domnul Iisus Hristos însuși care o judecă. Este mult mai detaliat acolo. Dar ceea ce vreau să spun este că această vedenie trasează o viziune, o concepție despre viitor. O concepție despre lume și viață. Concepția asta include faptul că Hristos este viitorul împărat și actualul împărat al împărăției care nu va muri niciodată, nu va trece niciodată. Viziunea asta îmi spune că eu trebuie să fac parte din partea câștigătoare a istoriei. Și viziunea este cea care selectează adevărații lideri. L-a selectat pe Daniel față de vizionarii falși care n-au înțeles, n-au putut să o prindă și nici n-ar fi putut să o interpreteze. Viziunea selectează prioritățile. Dacă eu știu că împărățiile lumii sunt vremelnice și trec, prioritățile mele vor fi spirituale. Viziunea selectează și activitățile și prietenii. Și un credincios care dorește să crească va dori să fie tot mai aprofundat în înțelegerea viziunii. Și va dori să facă din propria lui maturizare un lucru de care să beneficieze cei din jurul lui. Asta înseamnă să fii sarea care influențează. Și Daniel reușește să influențeze, reușește să convingă un împărat, îi arată lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le comunice. Dumnezeu a comunicat adevărul. Atunci când lumea se clatină, ceea ce avem nevoie cel mai mult în viața noastră este de adevăr, de claritate. Iar adevărul nu este o teorie, nu este un principiu, adevărul este o persoană. Amin? Care vine, care dă de pământ cu principiile lumii, care instaurează o împărăție veșnică, care va dăinui veșnic. Adevărul cu privire la planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan și cu Babilonul, și cu Nebucadnețar, și cu Daniel, și cu mine și cu tine. Amin. Dumnezeu are un plan cu tine. Dacă înțelegi lucrul ăsta, atunci vei trăi prin perspectiva acestei presupoziții. Dumnezeu are un plan cu mine, nu mă pot comporta oricum. E mai important planul lui decât planurile mele și vreau să înțeleg care este planul lui. Uite-te, Dumnezeu are intenția de a ne conștientiza, nu vrea să ne lase în întuneric. Ce-mi comunică mie Dumnezeu despre viitor? Păi Dumnezeu este Cel care controlează împrejurările. Chiar și criza în care te afli acum, sau sezonul de viață în care te afli acum. Poate că este o criză de sănătate. Poate că este o criză financiară, nu știu prin ce treci. Dar Dumnezeu are în control împrejurările, are în control și împărații lumii. El ridică și coboară pe împărați. Amin? Ceea ce se întâmplă la scara mondială acum nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu și nu va depăși grila pe care Nebucadnețar a văzut-o. Împărăția lui Dumnezeu este cea care va câștiga bătălia finală. Și Dumnezeu dorește să te facă conștient, să mă facă conștient despre domnia veșnică a lui Hristos. Este punctul central al cărții Daniel. Atunci când împăratul Alexandru cel Mare pătrunde în Ierusalim și vrea să-l asedieze,
i s-a arătat manuscrisul cărții Daniel. Marele preot de atunci i-a arătat cartea Daniel și a arătat aceste profeții. În cartea Daniel, Grecia este numită litera. Veți vedea în capitolul 8 este întâlnit numele Greciei și căpetenia Greciei și este profețit cu exactitate totul. La fel și împăratul lui Cir, când i s-a arătat manuscrisul cărții Isaia, Cir înțelege despre ce este vorba. Apropo, în Isaia vedeți numele lui Cir. Cir în limba aramaică însemna unsul sau pentru evrei a fost multă vreme o confuzie. Este Cir Mesia? Unsul este o noțiune care se repetă și în cartea lui Daniel. Dar pentru Mesia, pentru Iisus Hristos, este o sintagmă. Aici apare piatra care se face un munte. Mai încolo este întâlnit sub forma de omul în haina de in. Este o carte care vorbește și despre salvare, pentru că împărăția aceea veșnică nu va trece pentru evreu. Faptul că o împărăție trece însemna mereu pericolul de eradicare etnică. Uitați-vă ce se întâmplă acum în Israel. Statele din jur sunt într-o configurație actuală. Dacă ele s-ar uni împreună și ar porni un război împotriva Israelului, la fel s-ar simți și ei în momentul acesta. Și oricum se simt într-o stare puternică de tensiune și de teroare acolo. Pentru evrei, ideea unei împărății veșnice însemna îndepărtarea pericolului. Ei au fost de mai multe ori duși în robie. Au fost de mai multe ori asediați și chinuiți. Dar singura salvare și singura împărăție și pentru evrei și pentru neamuri care nu va trece și care dă o adevărată stabilitate este împărăția lui Hristos. Cu alte cuvinte, este o profeție care ne comunică următoarele patru aspecte. Toate împărățiile, toate sunt trecătoare. Toate împărățiile acestei vremuri, acestei lumi, vor trece. Dumnezeu este Cel care îi ridică și îi coboară pe împărați. Nu Anticristul. Diavolul facilitează ca împărații să ajungă la o răutate. Dar Dumnezeu n-a scăpat lumea de sub control. Amin. Ceea ce se întâmplă la scară mondială în momentul acesta este în controlul lui Dumnezeu. Și uitați-vă acest aspect foarte important. Împărățiile și valorile umane vor avea sfârșit. Valorile umane vor avea un sfârșit. Chiar dacă împărații își propun eradicarea sărăciei, crearea unui stat global, lucru care nu este neapărat rău, chiar dacă lucrurile acestea sunt în planuri umane, singurul imperiu global care va fi veșnic și va dăinui va fi cel al lui Hristos. Unicul imperiu veșnic global este cel al lui Hristos. Restul toate sunt trecătoare. Dumnezeu comunică adevărul către umanitate. Și Dumnezeu comunică adevărul și despre viitorul meu și al tău. Și ce mi-a comunicat Dumnezeu astăzi prin această vedenie a lui Nebucadnețar? Că există o împărăție veșnică a lui Hristos. Dumnezeu mi-a mai comunicat și că ne va trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Că lume vom avea necazuri. Că vom avea nevoie de adevăr și că nu ne va lăsa în întuneric. Că în ciuda faptului că sunt trimis ca un miel în mijlocul lupilor, nu o să fiu un nenorocit. Ci El îmi va da puterea, inspirația, călăuzirea de care am nevoie ca să împlinesc planul Lui. Amin? Și resursele de care ai nevoie ca să împlinești planul Lui. Pentru că împărăția Lui este veșnică. Oamenii au nevoie de adevăr. Oamenii au nevoie de adevăr. Nebucadnețar avea mai multe variante de interpretare a acestui vis, pentru că un vis asemănător l-a avut și rivalul său din Egipt, împăratul Neco, faraonul Neco. Tot un astfel de vis l-a avut și Asurbanipal. Și amândoi au crezut că au văzut zeul războiului. Asta spun documentele istorice.
Nu știu dacă Dumnezeu a încercat să le comunice același lucru sau a fost o lucrare demonică. Nu pot să mă pronunț. Dar lui Nebucarnețar, Dumnezeu i-a comunicat adevărul și a trimis un om care să poată să îl interpreteze. Dumnezeu a comunicat și comunică adevărul, având destinatari locuitorii pământului și având și niște agenți de comunicare. Ai cuvântul, ai scrisoarea pe care Dumnezeu o trimite oamenilor, iar curierii suntem noi. Mergeți mai departe. În toată lumea, începem cu cei de lângă noi. Dumnezeu ne lasă detalii chiar și cu privire la sfârșitul lumii. Nu ne lasă în necunoștință de cauză. Nu ne dă data, ora exactă, dar ne spune că lucrul ăsta va veni și ne lasă și niște indici, niște indicatoare pe drumul ăsta ca să știm că vremurile se apropie. De aceea, nu uita, oamenii au nevoie de adevăr. Și comunicarea adevărului înseamnă viață. Acesta este un boost al lui Nebucadnețar, unul dintre cele care reprezentau chipul lui. Comunicarea adevărului înseamnă viață. Cum adică? Uite-te! Daniel comunică adevărul și astfel înțelepții Babilonului sunt salvați. Viața lor este recuperată. Dar înseamnă viață și pentru păcătoșii care vor auzi adevărul și adevărul este Hristos. Înseamnă viață pentru păcătoșii care vor primi adevărul. De aceea mergi un pas mai departe în proiectul pe care l-am început și transmite adevărul că Dumnezeu este salvarea în ciuda faptului că lumea de astăzi se clatină. Rostește lucrul acesta. Iisus este regele împărăției care nu va pieri. Și încearcă să asculți ce provocări au oamenii de pe lista proiectului tău. Înseamnă o viață pentru înțelepții din Babilon, a însemnat o viață și înseamnă o viață pentru toți păcătoșii care vor auzi adevărul și îl vor primi. Mergi mai departe în acest proiect și fă de cunoscut acestor oameni că te vei ruga aceluiași Dumnezeu căruia i s-a rugat și Daniel. Pentru că singura cale spre veșnicie este adevărul. Adevărul este cel care eliberează. Singura cale spre veșnicie este Hristos, care aduce viață. O împărăție veșnică care nu se va clătina niciodată. O împărăție din care tu și cu mine trebuie să facem parte. Dar cum ajung în posesia adevărului atunci când lumea se clatină? Sunt câțiva pași. Dumnezeu mă mandatează și să înțeleg, dar și să comunic adevărul. De aceea vreau să-ți dau câțiva pași pe care vreau să-i împlinești, desprinși din practica lui Daniel. Când lumea asta se clatină, când lucrurile par înfiorătoare, aș vrea să te oprești. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți reanalizezi relația cu tata, să te oprești și să vezi cine este Dumnezeu pentru tine. Este în control? Este Domnul vieții tale? Analizează lucrul ăsta. Pe urmă, roagă-te împreună cu frații tăi. De ce îmi trebuie grup mic? De ce trebuie să vin aici? Că eu am o relație personală cu Dumnezeu. Eu știu pe aia. Daniel n-a fost singur. Înțelege valoarea părtășiei. Atunci când sunt cu frații mei la un loc, există o forță spirituală. Dumnezeu a decis ca să se manifeste într-un mod special atunci când suntem aici adunați împreună și să răspundă la rugăciuni. Hei, Daniel se putea ruga singur fără frații lui. Dar Dumnezeu ne-a dat un exemplu, chiar și în cartea lui Daniel, ce importantă este părtășia. Iar oamenii maturi vor căuta întotdeauna părtășia lui Hristos, pentru că biserica este mireasa lui Hristos și cine îl iubește pe Hristos
N-are cum să nu iubească mireasa lui. De aceea, roagă-te împreună cu frații tăi. Oprește-te, roagă-te împreună cu frații tăi. Așteaptă. Așteaptă răspunsul lui Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată n-a spus că îți va răspunde întotdeauna, instant! Când lucrurile se clate, când Nebucadnețar dă porunci dure, este în ceruri un Dumnezeu. Oprește-te. Roagă-te împreună cu frații. Nu-ți fie rușine să te rogi pentru problemele tale. Pentru că dacă te rușinezi de Hristos, și El se va rușina de tine. Caută ca El să vină în inima ta, pentru că adevărul este eliberator. Adevărul este cel care aduce împărăția veșnică în casa ta, în inima ta, poate să înlocuiască și să scoată de acolo idoli, dependențe, legături. Adevărul eliberează. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber de păcat, de dependențe, de frică. Apropo, acționăm de multe ori în baza fricii de oameni. Dacă am acționat în baza fricii de Dumnezeu, am avea alte rezultate în viață. De aceea trebuie să ne oprim și să ne rugăm și să așteptăm, să lăsăm ca adevărul să intre în inima noastră. Fii un om cu mintea și inima deschisă. Fii un om cu mintea și inima deschisă. Ascultă liniște. Pentru că de multe ori nu faci liniște, nu facem liniște, eu nu fac liniște. Dau răspuns înainte ca Dumnezeu să se pronunțe. Nu te grăbi să dai sugestii și răspunsuri înainte ca Dumnezeu să comunice răspunsul. Daniel primește răspunsul din partea lui Dumnezeu pentru că a făcut liniște în inima lui. Și apoi, caută în cuvânt principiile lui Dumnezeu. Vorbește cu oamenii lui. Când lumea în viața ta se clatină, când familia ta se clatină, când stabilitatea ta se clatină, ai nevoie de adevăr. Când ești încătușat, prins. Adevărul e o persoană care a venit pe pământ fără ajutorul unei mâini omenești. Și adevărul ăsta e capabil să te elibereze de tot. De toți idolii. De toate dependențele. De toate temerile. E capabil să restaureze, de aceea oprește-te. Roagă-te cu frații tăi. Așteaptă. Ascultă liniște când Dumnezeu îți vorbește. Dar sunt oameni care au ascultat vocea lui Dumnezeu. Și dracii ascultă crecii? Se înfioară, tu îți dai seama ce credință au ăștia? Nu numai că ascultă, dar și cred. Și cuvântul ăla-i pătrunde. Dar rămân acolo. Este important să faci ultimul pas. Asumă-ți chemarea cu entuziasm. Mă opresc, mă rog, aștept, ascult, împlinesc. Ăștia sunt pașii care trebuie urmați. Pentru că Dumnezeu comunică adevărul către umanitate. Oamenii sunt creați de El cu nevoia de adevăr și dacă n-au adevărul, n-au liniște. Nebucadnețar n-a avut liniște până n-a avut adevărul. A omorât pe oricine a încercat să-i spună minciuni. Unii dintre voi știu că ați face la fel cu cei care vor să vă mintă. De ce? E important ca adevărul să intre în inimă. El aduce pace, el aduce eliberare, iertare. Comunicarea adevărului înseamnă viață. De aceea lasă ca adevărul să intre în inima ta. Pentru că înseamnă viață veșnică. Unicul lucru care aduce viața veșnică, liniște, eliberare, este adevărul. Și Dumnezeu îți comunică și te mandatează să comunice adevărul. Hai să ne plecăm capetele. Doamne,
Tu ești întronat. Tu ești piatra care se desprinde fără ajutorul unei mâini omenești, care va domni veșnic. Tu ești omul în haina de in, cu privirea ca para focului, cu mâinile și picioarele ca rama încinsă. Tu ai murit pentru noi, ai înviat, pregătești un loc pentru noi și Tu ești calea, unica cale, adevărul și viața. Doresc ca să pui valorile Tale în inima fiecăruia dintre noi. Tu ne-ai chemat să comunicăm adevărul mai departe. Și adevărul este că Tu ești de partea câștigătoare a istoriei, unica parte câștigătoare. Tu ești Cel care îl va pune pe Satan și va zdrobi moartea sub lanțuri pentru totdeauna. De aceea, aici, în dimineața aceasta, suntem prinși de război ai poporului Tău, care avem nevoie de adevărul care eliberează. Eliberează inimile noastre ca să putem să ne maturizăm mai departe și să facem din această maturizare, care înseamnă relația cu Tine crescândă, o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Doamne, înaintea Ta aici sunt oameni care suferă, sunt oameni care au lucruri care nu sunt iertate, sunt oameni care au frici și îngrijorări. Adevărul Tău, că Tu ești în control, că Tu ai un plan și ai un plan de pace, ne poate elibera de aceste lucruri. Lasă ca Duhul Tău să ne elibereze. Lasă ca Tu să fii întronat în inimile noastre, așa cum ai fost mii și mii de generații. Și vei fi până când vei veni. Și vrem ca să fim în acea parte a istoriei care Te laudă, care Te recunoaște pe Tine, care va fi la dreapta Ta și care va dăinui veșnic. Ajută-ne pe fiecare din noi. În numele Sfânt, drag al Domnului Iisus, ne-am rugat, care înalță împărații, coboară pe împărați, care are vremurile și soroacele în mâinile Lui, înaintea Lui ne închinăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Te vom glorifica.
asta vreodată. Singur să mă ajut, când am încercat să lupt, eu am căzut pe toate căile pe care eu a fost Iisus. Cânte noi. Când tot ce-am plătit în viață s-a sfârmat, iar prietenii pe rând s-au depărtat, eu nu vedeam atunci, dar pot să văd acum. A fost Iisus. În tăcere, în durere, în așteptare, în clipi pe grele, o comară ascunsă a fost în întuneric. Zi de zi, orice vreme, pe unde am fost, pe unde vor merge, chiar și când eu nu știam ce e înainte, a fost Iisus. Am nevoie de acel har de mărcini, ca să fiu iertat de prețul neplătit. Dar știu că nu sunt perfect, de aceea îi mulțumesc doar lui Iisus. În tăcere, în durere, în așteptare, în clipe grele, o comară ascunsă a fost în întuneric. Zi de zi, orice vreme, pe unde am fost, pe unde voi merge,
când eu nu știam ce e înainte. A fost Iisus spre munte și-o să-mi vale. A fost Iisus chiar și-n vale împre morții. A fost Iisus și prin focul încercării. A fost Iisus, El a fost și-n veci va fi. În durere, în așteptare, în clip de grele. O comoară ascunsă a fost în întuneric. Zi de zi, orice vreme, pe unde am fost, pe unde voi merge. Chiar și când eu nu știam ce e înainte. A fost Iisus. A fost Iisus. A fost Iisus. Amin. Ce dimineață frumoasă am avut și astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul de închinare, pentru predică, pentru mesaj, pentru tot ce a fost. Vă mulțumim vouă că ați fost alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o duminică liniștită, plină de pace. Și poftă bună! O săptămână binecuvântată!